Dragii mei, vă salut din toată inima și mă bucur foarte mult să putem să ne reîntâlnim. Sigur, mi-aș fi dorit, și o să spun asta de fiecare dată, să putem să fim acolo la Londra, în Biserica Peniel. Ultimele luni, când am fost acolo, am avut niște bucurii extraordinare, să ne vedem față către față, dar nădăjduim că Dumnezeu va aduce cât de curând și vremea respectivă să putem să fim din nou împreună. Încă pe Anglia înțeleg că restricțiile sunt destul de importante. În România încep lucrurile să se mai relaxeze. După cum știți, deja s-a acceptat intrarea în clădiri, unde se pot face slujbe, sigur, în condiții puțin mai speciale. Dar eu personal nu sunt întotdeauna foarte fericit de clădiri, pentru că în ultimii 10 ani, mai ales în timpul verii, am fost în aer liber, mai ales vara, în campanii de evangelizare, atât cu Speranța, cât și cu biserici, grupuri mai mari sau mai mici, prin corturi, în localități din România. De aceea mă bucur foarte mult că, într-un fel, pandemia aceasta ne-a împins un pic să ieșim din tiparele noastre și să încercăm, într-un fel sau altul, să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Ca și martori, într-o vreme de criză, într-o vreme de tulburare a societății în care trăim. În seara asta am gândit un mesaj pe care mi l-a așezat Domnul pe inima mea. Sigur, să dea Dumnezeu lumină și binecuvântare. Aș vrea acolo unde sunteți să luați Biblia dacă o aveți, dacă nu, să ascultați pe mine. O să citesc un text foarte cunoscut, foarte frumos, care mi-a încălzit inima în ultimile zile și vreau bucuria care am primit eu în inima mea să o împărtășesc și cu dumneavoastră. Este Evanghelia după Luca, capitolul 19, începând cu versetul 1. Vom citi pasajul cu acest om micuț. Mi-aduc aminte de un cântecel de la biserică, Zacheu era un om micuț ca mine, cântau copiii și s-a suit în dus să vadă bine. Haideți să ascultăm acest pasaj din Biblie. Încă o dată, Luca, capitolul 19, începând cu versetul 1 la versetul 10. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să intru, sau mai corect, să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când a văzut lucrul acesta, toți scârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi în pătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Iar Zacheu, ca să completez acum, era pierdut. Dar și-a dat seama de lucrul ăsta și iată că s-a produs marele miracol, că în casa lui n-a intrat doar o persoană, ci a intrat mântuirea, a intrat o experiență. Trebuie să facem diferența aceasta, căci foarte mulți oameni au confundat experiența mântuirii cu o persoană. Adică au spus că dacă s-au întâlnit cu o persoană, dacă s-au întâlnit cu o organizație, cu o religie reprezentată de o persoană, fie el și preotul sau pastor sau predicator sau un părinte duhovnicesc, de fapt ei confundă aici că s-au întâlnit efectiv cu mântuirea. Mântuirea este o experiență personală care poate să vină printr-o persoană, dar este una pe care trebuie să experimenteze persoana în cauză. Dragii mei, aș vrea să stăm față în față cu acest text. Mă ajută că este cunoscut. Și mi-am adus aminte foarte bine de o cântare care de multe ori în ultimii ani am auzit-o în biserici, mai ales în serile de evangelizare, care nu o să o cânt, dar sună cam așa ca și versurile: eu de tine am nevoie
Și de fapt merge mai departe această afirmație și se numește am nevoie mare. Arătând că într-adevăr, atunci când cântăm cântarea asta, de fapt exprimăm că noi avem o nevoie foarte mare de Dumnezeu. Mi-aș dori foarte mult să mă agăț de acest adevăr pe care îl cântăm, nevoia mare de Dumnezeu. Prima întrebare pe care vreau să o pun și care explică că într-adevăr Zacheu experimenta ceea ce cântăm noi, este cum poți tu să ajungi cățărat într-un copac? Ce te poate determina să faci un asemenea gest? Dacă nu, exact ceea ce noi cântăm. O nevoie interioară care a ajuns să capete o asemenea profunzime încât nu a mai rezistat. Putem să discutăm pe text, eu cu dumneavoastră, cu voi, pentru că pot să fac asta uitându-mă înspre cameră. Și unul din răspunsul este, mă duce, l-a împins curiozitatea. Bun, l-a împins curiozitatea. E adevărat, foarte mulți oameni merg la biserică din curiozitate, foarte mulți oameni acceptă o invitație la o evanghelizare sau să se uite online din curiozitate. Vor să facă niște diferențe între pastori, între predicatori, între formele de închinare, vor să facă o diferență slujbele care le au la biserică și slujbele celelalte. Și multe alte curiozități avem noi atunci când venim înspre sfera aceasta religioasă, înspre sfera aceasta care o numim noi închinare, biserică și așa mai departe. Dar curiozitatea nu este singur răspuns, deși este un răspuns corect. A vrut să-l vadă. Asta explică o curiozitate. Dar reacția lui la tot ce curge pe text arată foarte clar că de fapt el avea o nevoie mult mai puternică decât de curiozitate. Mă opresc și vorbesc puțin de curiozitate. În decursul tuturor anilor am întâlnit, nu pot să spun, extrem de multe persoane care au atins primul stadiu, curiozitatea. Uitați-vă în Evanghelie, veți găsi foarte frecvent o mulțime de oameni, uneori chiar farisei și cărturari, foarte curioși, care veneau și puneau întrebări lui Iisus Hristos și erau curioși ce răspuns le dă. Ce o să spună? Uneori le-a răspuns, alteori nu le-a răspuns. A venit să întrebe botez, Iisus le-a răspuns la întrebarea lor cu altă întrebare și i-a încurcat și nici eu nu vă răspund. Dar la mulți alții le-a răspuns. Atunci când în viața noastră avem doar o simplă curiozitate, să știți că nu va pătrunde mântuirea nici în viața noastră, nici în casa noastră. Pentru că doar curiozitatea nu rezolvă ecuația fundamentală a vieților noastre. De aceea vreau să mă întorc și să vă spun, în Zacheu era mai mult decât o simplă curiozitate. Era o căutare care s-a născut dintr-o nevoie adâncă. Noi suntem niște oameni orgolioși odată, adică mândri, care de foarte multe ori nu vrem să recunoaștem golul din sufletul nostru. Faptul că n-am reușit să-l umplem cu nimic de pe pământul ăsta, nici cu bani, nici cu plăceri, nici cu altfel de împliniri legate de cariera noastră profesională, și atunci există un gol în noi. Dar vă spun, mândria mea și a dumneavoastră și a ta este atât de mare încât la o simplă întrebare care pot să o pun eu sau altcineva, crezi că ai nevoie de Dumnezeu? Crezi că ai nevoie de mântuire? Crezi că ai nevoie de iertare? Crezi că ai nevoie de liberare? S-ar putea să mă trezesc deodată cu răspunsul ăsta, du-te domnule și vezi de treabă, ce nevoie să am eu? Eu nu am nevoie, eu mă descurc, eu am religia mea, am credința mea, eu sunt ok, eu sunt în regulă, eu sunt bine. Nu am nevoie de nicio schimbare. Pentru ce să am nevoie de o schimbare? Nu știu dacă l-aș fi luat interviul ăsta lui Zacheu înainte de întâlnirea cu Iisus, dacă el îmi recunoștea, nu știu ce să zic, poate da, poate nu, este o simplă imaginație. Mă gândesc dacă recunoștea, am nevoie de iertare, am nevoie de mântuire, am nevoie să intre Dumnezeu în casa mea, în viața mea, sunt neîmplinit de bani, am mulți bani, sunt neîmplinit din poziția și din cariera mea, de fapt este un gol imens în inima mea. Nu știu dacă recunoștea sau nu. Nu știu dacă s-a produs această deschidere în momentul întâlnirii cu Iisus, dar vreau să vă spun că nevoia asta este în fiecare din voi, în fiecare din noi. Mândria nu ne lasă să o recunoaștem.
Apoi, de multe ori, păcatele care au pătruns ani de zile în viața noastră și ne-au devenit atât de comune și care au creat un cerc de dependențe în viețile noastre și ne-am învățat cu lucrurile alea și cu răul ăla, au dus la împietrirea inimii. Adică ce înseamnă asta? La un blocaj interior prin care noi nu mai putem să reacționăm. Sunt oameni care sunt atât de rupți de Dumnezeu și de căutări serioase, încât nu mai au capacitate să reacționeze. Și le spui, vrei să vii la Dumnezeu? Și el spune, să văd acum, astăzi trebuie să mă duc undeva. Nu de mult am fost martor la o invitație la biserică și a zis, uite, dumnealui este pastor și o să predice mâine seară la biserică la noi. Zice, tu ești prietenul meu și aș vrea să te invit să vii să-l asculți. Știu, dar trebuie să-mi duc pe soția la doctor mâine, dar sigur că la medic mergea ziua. Și uite așa, de multe ori oamenii inventează tot felul de scuze și nu doresc să răspundă la provocarea asta, am nevoie de Dumnezeu, am nevoie de asta. Zic, nu pot acum mă întorc spre noi cei care suntem prin biserică. Adică merg și abordez pe cineva așa direct, ca și pastor, ca și om al lui Dumnezeu și spui, așa mi-a pus Dumnezeu pe inimă să mă rog pentru tine, să mă rog pentru casa ta, dacă aveți vreo problemă. Zice, aș vrea să vin să fac asta. Zice, stați să vedem când. Și persoanele dintre noi care au inima împietrită tot timpul evită în momentul ăsta direct când să stăm față în față cu Hristos, față în față cu Dumnezeu și sigur față în față cu goliciunea din viața noastră. Devenim evazivi pentru că avem inima împietrită. Un al treilea lucru pentru care de multe ori când Dumnezeu și Duhul Sfânt vrea să ne confrunte viața este tiparele astea de obișnuință în care ne-am înscris de ani de zile. Este foarte complicat să ieșim din ele și să reacționăm diferit. No, vă rog foarte mult, zic și eu, acum ca un ardelean, am zis mai devreme, deci gândiți-vă că Zacheu a trecut peste toate astea. Odată a mers dincolo de curiozitate și a plătit prețul să se cațere într-un copac. Doi, a depășit o anumită îndoială sau împietrirea inimii și a zis nu mă duc mâine sau poi mâine, astăzi trece prin Erihon, nu mai suportă nicio mânare și a zis azi mă duc. Și al treilea, care arată foarte clar ieșirea din tipare, este că a fost capabil să se cațere într-un copac. No, toate aceste trei lucruri care pot să ne blocheze, Zacheu peste toate piedicile a trecut și iată-l cățărat în copac. Câți dintre noi care cântăm cântarea asta, am nevoie de tine, Doamne, eu de tine am nevoie și am o nevoie mare, suntem capabili să trecem peste toate aceste obstacole și să ajungem aproape de Iisus, fără să știm, fără să ne spună nimeni, fără să fie un predicator acolo, fără să fie un profet, fără să spună cineva, Dumnezeu te va binecuvânta astăzi, Dumnezeu se va atinge de tine astăzi. Noi spunem de fiecare dată, pastorii din biserică spun, slujitorii altarelor spun, Dumnezeu te va binecuvânta astăzi, Dumnezeu îți va vorbi astăzi dacă vii în prezența sa, Dumnezeu poate să facă o minune în viața ta. Deci el n-a avut nimic de genul ăsta. El a vrut doar să meargă să-l vadă. Nici o promisiune, nu i-a spus nimeni, profetic, astăzi Iisus va vorbi cu tine, astăzi îți va spune pe nume, astăzi va veni în casa ta, astăzi va lua masa cu tine, astăzi îți va lăsa mântuirea în casa ta, astăzi este cea mai mare zi din viață. Noi obișnuim să spunem oamenilor în introducere, veniți la Hristos, că Hristos face multe pentru voi. Uneori exagerăm, uneori le promitem oameni lucruri care nici noi poate că nu le credem cu adevărat. Dar există un soi de manipulare așa în numele credinței, adică o manipulare pozitivă, faină așa în care le spunem oameni, Dumnezeu te va binecuvânta, Dumnezeu te va ridica, Dumnezeu te va ajuta. Și chiar Dumnezeu vrea să facă asta, de aia zic că e o manipulare faină. Dar uneori cei care o transmit nici nu știu cum se va întâmpla asta și oamenii sunt așa emoționați să zic cum se va întâmpla asta și unii rămân șocați că nu se întâmplă mare lucru și atunci pot să apară niște experiențe triste care să îi îndepărteze atât de mult pe oameni de noi și de biserică încât să nu ne putem imagina lucrul ăsta. De aceea vreau să spun din toată inima că atât de tare l-admir pe omul ăsta că a trecut peste toate aceste obstacole
fără să aibă promisiuni. Dragii mei pocăiți, vă rog să vă opriți un pic. Ne prim podul de promisiuni. De atâția ani am auzit o grămadă de promisiuni spuse prin slujitorii lui Dumnezeu. O parte din voi ați avut parte de profeții, de prorocii prin oameni al lui Dumnezeu directe, că Dumnezeu vrea să facă asta, și tot n-am făcut gesturi care să arate că într-adevăr avem o nevoie foarte mare de Dumnezeu, foarte mare de Hristos și de cuvântul Său. Și lucrul ăsta ar trebui să ne pună pe gânduri în seara asta și să ne întrebăm: avem noi nevoie atât de mare de Hristos și de Dumnezeu pe cât cântăm, pe cât spunem, pe cât arătăm câteodată verbal și prin gesturi că ar fi așa? Da sau nu? Apoi mai am o întrebare foarte dificilă pe care o pun într-un fel textul ăsta. Ce ar trebui să spună și ce ar trebui să se întâmple în viața mea, în viața dumneavoastră? Ce ar trebui să spună Iisus Hristos, ce vorbe magice ar trebui să spună ca să ne deternă pe noi deodată, pe El, pe Zacheu, să zboare din copac printre crengi, să coboare jos și să urmeze pe Iisus Hristos în direcția în care Iisus spune? Adică câți dintre noi am fi reacționat la fraza asta? Zice Zacheu, dă-te jos de grabă că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Coboram, zice Zacheu, s-a coborât repede, repede, adică în grabă, și l-a primit cu bucurie. De ce să coboare repede? De ce să se grăbească? Am mai spus și cu altă ocazie și spun acum, noi suntem niște oameni care gândim cu mintea asta umană de foarte multe ori și suntem blocați uneori în gândirea noastră și avem niște probleme. Adică am vrea întotdeauna sau foarte des, când Dumnezeu ne vorbește, să ne promite niște lucruri așa, care o mare parte dintre ele să fie legate de pământul ăsta. Adică am vrea: Zacheie, dă-te jos de grabă că vreau să-ți rezolv problema aia care o ai tu cu pământurile alea încălcite, în care ești cu statul în conflict, și să știi că am văzut un dosar și am văzut niște semnături și înseamnă că se rezolvă problema. Asta se rezolvă problema asta. Eu o veste fantastică, Dumnezeu mi-a vorbit să rezolvă. Apoi avem probleme legate de sănătate, nu? Acum suntem într-o perioadă în care avem foarte multe frici cu problema cu pandemia asta. Că vine să tușești, cred că am o problemă. Și suntem foarte speriați de foarte multe lucruri care simțim în organismul nostru. Ne întrebăm: mai am miros, mai am gust? Am gust și miros, înseamnă că nu a venit COVID-ul în viața mea. Tușez, nu e o tusă foarte seacă? Dacă am expectorații, înseamnă că e în regulă, nu are legătură cu asta. Apoi, nu mă simt prea bine, dar nu am febră. M-am dus la magazin și mi-a pus pistolul ăla la cap, respectiv termometru, și grozav că temperatura este 36,6 sau maxim 37. Și atunci este o veste bună și spun: eu vreau să-ți dau o sănătate de fier, vreau să mă ating de ficatul tău, vreau să mă ating de stomacul tău, vreau să mă ating de piciorul tău și de durerea ta, dar pentru asta trebuie să te cobor jos, că vreau să intru în casa ta și să-ți rezolv problema astăzi. Zbor printre copaci, printre frunze. Grozav, Doamne, eu de tine am nevoie și am nevoie mare, de când mă doare picioare de reumatism. De foarte multe ori întreb oamenii și le spun: dar pentru ce ați vrea să ne rugăm? Care este problema dumneavoastră? Și majoritatea, în procente, nevoile oamenilor sunt legate de sănătatea lor. Bă, sănătatea e importantă, este clar, dar e mai importantă decât sufletul nostru? E mai importantă decât mântuirea? E mai importantă decât iertarea? Întreb și eu: e mai importantă sau nu e mai importantă? Oricum, trupul ăsta într-o zi se va duce înspre uzură, înspre îmbătrânire, procesul ăsta este irreversibil și nu cred că ar trebui să fim atât de extaziați, cel puțin nu înaintea sufletului, să zburăm în prezența lui Dumnezeu de bucurie, să ne plecăm acolo gata, pregătiți pentru un mare miracol pe care Domnul vrea să-l facă în viața noastră, în zona sănătății, în zona încurcăturilor pe care le avem în viața noastră. Sunt foarte multe dorințe pe care noi le avem pe listă legate de pământul ăsta, pe care dacă Hristos le-ar face și noi am fi în copac și ne-ar promite și că le rezolvă astăzi, am zbura printre
crengi și repede am coborât jos. Câți dintre noi am fi coborât ca și el dacă Iisus ne spunea vreau să intru și vreau să rămân în casa ta? Știți cum e cu chestiunea asta cu a intra cineva în casă și a rămâne? Noi suntem niște oameni confortabili, avem tabieturile noastre. A venit cineva foarte important, chiar Iisus, care, să deschid o paranteză, percepția lui Zacheu despre Iisus nu era neapărat că era Mesia, cred că nici nu știa exact cu ce se mănâncă asta, dar era o persoană foarte importantă care se pare că a atins, o să revin imediat, cea mai sensibilă coardă din ființa lui, care avea legătură cu golul interior și a reacționat ca atare în funcție de nevoia mare și adâncă, și revin la asta, dar să spună el astăzi, dă-te jos că astăzi intru și rămân, nu e așa un motiv, hai să fim sinceri, e așa un motiv să zburăm de bucurie? Că dacă vine și lasă ceva, e ok, dacă vine și pleacă, e frumos să primești o persoană celebră în casa ta pentru o zi, pentru o oră, pentru două, pentru asta, dar dacă ia celebritatea asta, care poate face cinste, dar în cazul lui Zacheu nu i-a făcut cinste, că toți s-au enervat pe acolo pe împreajmă și l-au judecat și pe Hristos și pe el după intrarea în casă, dacă ea vrea să rămână ca și parte din familia ta, câți dintre noi ne-am bucurat? Pentru că prezența unui element străin în corp, de multe ori corpul ăsta reacționează negativ. Chiar dacă e ceva bun, de multe ori a fost transplantul de ficat și corpul nu a acceptat ficatul ăla, nu a acceptat rinichiul, nu a acceptat, pentru că e un corp străin și până îl acceptă trebuie să treacă un timp. Bun, vorbim de Fiul lui Dumnezeu în contextul nostru. Vorbim de Iisus din Nazaret, care a făcut semne și minuni în contextul lui Zacheu. Păi dacă Iisus se mută la mine, cam așa sună asta, vreau să intru și vreau să rămân. El nu știa că va rămâne duhovnicește, că îi va da iertarea, că îi va da mântuirea, că își va instaura domnia în viața lui, că va avea pace, că va avea liniște. El nu a fost la un curs de teologie să-i spună ce înseamnă dacă rămâne Iisus într-o casă. Cum rămâne Iisus într-o casă? Iisus nu era cum vă predic eu acum, primește-L în viața ta, primește-L în inima ta, primește-L în mintea ta, că e mai ușor să înțelegi. Dar atunci era vorba de o persoană în carne și oase, care vorbește de jos în sus și îi spune dă-te jos de grabă ca să trebuie să intru în casa ta. Și Zacheu zboară și îl primește cu bucurie. Câți dintre noi l-am primit cu bucurie pe Iisus să rămână în condițiile lui Zacheu în viața noastră? Și repede. Păi am întâlnit persoane care au bătătorit bisericile ani de zile și zice încă nu m-am convins, mai am ceva, mai am de spus ceva. Păi ce predicam noi acum despre Zacheu dacă zice mă mai gândesc, mă mai asta, acum e asta să rămâi în casă, acum este și ce o să se întâmple cu mine și ce o să zică nevastă mea și ce o să zică pruncii și cum va arăta viața mea și cum va arăta finanțele mele și cum va arăta banii mei și cum arăta colectarea de fonduri, cum trebuie să fiu de azi. Apoi oi putea să țin, oare oi putea să duc crucea asta, oare ce o să facă prietenii mei, oare cât o să pierd, cât o să rămână, oare ce o să zică bunica, oare ce o să zică mătușa, oare ce o să zică neamul meu dacă eu mă duc la biserică și mă pocăiesc, oare ce o să se întâmple cu mine. Dacă în mintea lui în copac acolo în dus stăruiau toate aceste lucruri care vă spun, mă uit pe ceas, durează jumătate de oră, nu mai coboară, mai stau să mă gândesc un pic. Și cred că nici în ziua de azi, cum se întâmplă cu mulți, nu pot să se întoarcă la Dumnezeu. De multe ori am fi vrut, mulți dintre noi, ca Evanghelia să sună cam așa cum am prezentat-o la început, îți dau aia, îți fac aia, îți rezolv aia. Și atunci o mare parte de oameni, într-o oportunitate, ca să nu jignesc pe nimeni să ne numim oportuniști, l-am vrea pe Dumnezeu, l-am vrea pe Hristos. Iisus Hristos a întâlnit speța asta de oameni sau de experiență, a întâlnit-o pentru că le-a reproșat de mai multe ori mulțimilor. Zice, eu știu de ce mă urmați, pentru că ați mâncat din pâinele acelea și v-ați săturat. Arătând că motivația pentru care s-au grăbit să vină în preajma lui a fost una care nu era ceea ce a vrut Iisus Hristos să se întâmple în viețile lor. Câți dintre noi am fi coborât din dud, repet a treia oară, pentru ca Iisus să vină cu noi și să intre și să rămână în casa noastră? Câți? Să fie binecuvântat Dumnezeu pentru mulți dintre noi care am înțeles Evanghelia, care l-am primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viețile noastre și am experimentat iertarea, mântuirea, pacea,
fericirea și mai ales perspectiva unei vieți eterne. Și în timp ce predic aici, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să atingă inimile tuturor care vor asculta mesajul ăsta și să spună da lui Hristos și tot așa ca și Zacheu, în grabă să spunem da, Doamne, mă bucur și vreau să te accept să intri în viața mea. Când se întâmplă asta? 1. Atunci când ne dăruim deodată viața lui Iisus Hristos, se întâmplă ceva miraculos în noi. Ce? Păi primul lucru care s-a întâmplat miraculos în textul ăsta este că atunci când Iisus Hristos s-a apropiat de Dud și a ridicat ochii în sus. Și în momentul când Hristos a uitat la Zacheu, înainte să spună ceva. Deci în momentul ăla s-a produs o conexiune. Nu pot să o explic prea bine, dar vă rog să o credeți. Și mai ales cei care ați experimentat-o, puteți să spuneți amin. Se întâmplă o conexiune duhovnicească, nefrazată, care nu poți să o explici decât foarte dificil, pentru că e vorba de o cercetare lăuntrică, pentru că atunci când Hristos își ridică ochii înspre Zacheu, de fapt, Zacheu își regăsește în secundele acelea, fără cuvinte, originea lui. Ascultați-mă ce vă spun. Își găsește originile sale ca ființă creată. Pentru că atunci când venim în prezența Dumnezeului adevărat, atunci noi ne regăsim originile noastre. Pentru că oricât am fost educați de evoluționiști, de toate categoriile astea de atei, de lume, de societate, am fost distruși pe creierul nostru, am trăit în tot felul de culturi, de tipare, am fost rupți de Dumnezeu, am fost tineri care au crescut și copii în familie în care Dumnezeu doar a fost înjurat, în care n-a fost pomenit niciodată, în care n-a fost nicio rugăciune, care a fost aruncat prin case de copii, care au pierdut orice contact sau n-a avut niciun contact cu divinitatea. Atunci când un om se întâlnește cu Dumnezeu, într-o formă duhovnicească, fiind o biserică, fiind o experiență personală, el n-are nevoie de cuvinte în prima fază. Există o conexiune cu originea lui, cu originea mea. De aceea omul este capabil să lase totul pentru Dumnezeu și pentru Hristos, că de fapt el își găsește ADN-ul lui, cum spun câteodată în predică, din care el vine. Pentru că noi am fost creați de el, plămădiți de el. Cel din copac este rezultatul creației lui Hristos. Cel din copac nu este șeful de la vamă. Este creația celui care este jos și își ridică ochii spre el. Pavel spunea, toate au fost făcute prin el și pentru el. Și nimic din ce a fost creat n-a fost creat fără de el. De aceea când invităm un om să vină la Dumnezeu, de fapt îl invităm nu la religia noastră, spun frecvent asta, îl invităm la originea lui. Când un om este invitat la Dumnezeu, de fapt noi îl invităm la Dumnezeul lui, cum noi am fost invitați la Dumnezeul nostru. Este ca un copil care îți regăsește tata. De foarte multe ori am auzit experiența asta, am și văzut de multe ori momente chiar filmate, când un copil s-a, printr-o împrejurare dramatică a vieții, s-a pierdut, s-a despărțit, s-a într-o sărăcie, când a fost dat un copil la casă de copii, peste ani de zile au fost niște momente în care cumva viața i-a adus împreună pe copil cu mama sau cu părinții. Și deși nimeni nu le-a spus cine ei, atunci când se apropiau, copiii ăștia ne-a mărturisit, am în minte cel puțin un exemplu, când copilul a mărturisit că a simțit că aia e maică-sa. Am un prieten foarte bun care tot așa a fost abandonat la vreo 3 ani și jumătate din cauza că maica s-a fost săracă și așa mai departe, și au trecut ani și mi-a povestit într-o zi, vă pot da nume și prenume, dar nu vreau fără permisiunea lui să implic povestea asta aici pe online, și mi-a povestit peste ani că într-o zi a fost sunat de cineva, el copilul devenind cunoscut și a apărut și pe emisiuni și la televiziune, l-a văzut și până la urmă s-a interesat mama lui de el, unde e, și la un moment dat l-a sunat și a zis, uite, o să vină o mătușă de-a ta, o soră de-a mea, zicea maică-sa că eu nu rezist, că-s bolnavă, că-s săracă și așa mai departe, o să o trimit pe sora mea, mătușa ta de drept, să te întâlnească. Pentru că vreau să în felul ăsta cumva dorea să repare. Zice, și eram foarte curios și m-am dus și m-am întâlnit cu mătușa.
Și când m-am întâlnit cu ea, am văzut-o tot așa, săracă, nu arăta bine deloc, deprimată. Și a zis, eu sunt sora lui Mike, și am venit și zice, vreau să vă spun ceva. Mi-a zis el mie, zice, am știut din prima, când am ajuns acolo, fără să spună nimic, că este mama. Dar a fost un joc pe care maică-sa l-a făcut pentru că era și jenă, dați seama, nu merită să explicăm asta mai mult. Și zice, am simțit că este ea. N-am știut cum să reacționez, ci am tăcut, dar în mine s-a produs o conexiune. Vedeți, iată, de la 3 ani până la 20 spre 30 de ani, în care nu te-ai întâlnit cu o persoană, când s-a întâlnit, a simțit în el că e maică-sa. Vă dați seama, atunci când un om se întâlnește cu Dumnezeu, cu Hristosul care l-a creat, nu-i nevoie de predici, nu-i nevoie de cuvinte multe. Noi credem câteodată că mulțimea vorbelor și mulțimea cuvintelor poate să conving un om să se întoarcă la Dumnezeu. Niciodată asta. Pentru că omul atunci când ajunge în prezența lui Dumnezeu și când Dumnezeu îl cercetează prin Duhul Sfânt prezent acolo, omul ăla deja își simte originile. Zice, simt mirosul de casă, de Dumnezeu, de cer, de eternitate. Pentru că noi suntem o ființă eternă. Noi avem în noi Duh din Dumnezeu. Spunea Eclesiastul, zice, să-L căutăm pe Dumnezeu, să ne întoarcem la Dumnezeu, până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Adică Dumnezeu care l-a dat a suflat în noi din El, noi aparținem eternității. De aceea când un om vine în biserică, niciodată n-am fost șocați. Domnul pastor, nu știu ce am simțit, un curent, ceva a trecut prin mine. Deci ceva s-a întâmplat cu viața mea. Deci este originea ta acolo. Nu e vorba de biserica Peniel din Londra, de biserica din Beclean. E vorba de originile noastre. Când Zacheu a primit privirea lui Iisus Hristos, deci el a fost în momentul ăla, deja a fost cucerit, a fost captivat, a fost prins de puterea și de prezența aia dumnezeiască. Aceea și noi, slujitorul lui Dumnezeu, tot timpul trebuie să ne bazăm nu pe oratorie, și Pavel a spus, nu pe cuvintele noastre, nu pe asta, și nu vreau să-mi folosesc nimic din astea, pentru că nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, lucrarea lui Hristos de la cruce și toată iertarea care a câștigat-o acolo pentru noi, vreau să fac zadarnic să mă bag eu în față. De ce se întâmplă? Atunci când ne băgăm noi între Hristos și Dumnezeu, noi îl facem pe omul care vine la Dumnezeu neputincios ca să realizeze conexiunea. Deci întotdeauna slujitorul trebuie să se dea la o parte pentru ca puterea lui Dumnezeu să meargă direct la persoana aia. De aceea Dumnezeu a hotărât ca între om și el să fie doar Hristos, fără intermediari. Uite, trăim o vreme cu multe religii care au o grămadă de intermediari între om și Dumnezeu. Și toți intermediarii ăștia blochează simțul, mirosul și gustul eternității. De aceea Duhul lui Dumnezeu să vă binecuvânteze. Știți de ce Zacheu a zburat printre aia? Deși nu era o promisiune grozavă pentru pământ chiar deloc, chiar asta urma să-l coste, poate să dea înapoi bani pentru tot ce a făcut, dar nu l-a interesat deloc pentru că inima lui s-a dezlegat. Știți când s-a dezlegat inima lui? Uneori vin la mine la biserică și te întreabă, a ce trebuie să fac, dar de ce trebuie să renunț? Omul ăsta nu s-a întâlnit cu Dumnezeu, crede-mă. Omul care se întâlnește cu Dumnezeu, el nu mai este interesat de nimic de jos, pentru că conexiunea s-a realizat cu eternitatea. Și când conexiunea se realizează cu eternitatea, când relația mea cu Dumnezeu să începe să se sudeze, nu mai mă interesează nimic pe pământ de pe pământul ăsta. Pot să pierd tot, dar am câștigat o veșnicie. Am câștigat pe cel mai bun prieten, care este Iisus Hristos. O simplă privire îl conectează pe Zacheu cu eternitatea lui și cu originile lui. Creștinismul nu este un mit, nu este o poveste, nu este o legendă. Este un lucru real care trebuie să-l găsească omul. De aceea când invit oameni la Dumnezeu, le spune, la Dumnezeu vă chem, la Hristos vă chem, că de oameni sunteți sătui. Nu schimbați o biserică pe alta, nu schimbați o formă pe alta, nu schimbați un pastor pe altul, ci schimbați un Dumnezeu a acestui veac, un domn al acestei lumi, pe adevăratul Dumnezeu din care avem originile noastre. Un al doilea lucru foarte important, care cred că a determinat explozia Zacheu printre crengi și l-a primit pe Iisus în viața lui, a fost că Iisus Hristos i-a zis numele său. Dați-mi voie să spun că mereu și când am un cuvânt profetic de la Dumnezeu prin oricine, eu umblând mult prin lumea asta, foarte mulți oameni se agață de mine și am avut să spun ceva de la Dumnezeu, am vrut să spun ceva de la Dumnezeu și ascult în general pe toți. Când este o grabă foarte mare și omul ăla insistă prea mult în bazaconii și în tot felul de lucruri care n-au valoare,
Uneori îi las și plec. Dar tot timpul testul când vorbește Dumnezeu este că întotdeauna când Dumnezeu mi-a vorbit mie personal, mi-a dat un detaliu extrem de privat din viața mea. Asta e metoda lui Dumnezeu de a lucra în viețile noastre. Deci când El a spus Zacheu, este momentul ăla extrem de personal, în care îți dă valoare personală și te agață efectiv într-o dragoste și într-o relație din care nici măcar nu mai doresc să ieși vreodată. Aduceți-vă aminte că din Vechiul Testament Dumnezeu a procedat așa. Când Moise a mânat turma dincolo de pustiu și a intrat pe teritoriul, pe muntele lui Dumnezeu Horeb, ce a auzit el din rug? Moise, Moise, descalță-ți încălțămintea. Deci momentul când Dumnezeu a zis Moise a fost momentul în care el a cedat pentru totdeauna și a trecut de partea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de un copil, că poate vă întrebați aici, cui vorbește Dumnezeu personal? Și eu vă spun tuturor, chiar copiilor, chiar oamenilor adolescenților, chiar oamenilor maturi, chiar bătrânilor, nu contează vârsta, nu contează cine ești, Dumnezeu vorbește celor care îl caută întotdeauna, este extrem de personal, extrem de intim, de aceea tot timpul eu personal în predici de multe ori am rovit în tipare și în religia asta searbă de lipsită de viață. Pentru că eu tot timpul am găsit în Hristos intimitatea asta, legătura asta profundă de care m-am îndrăgostit și de aceea ambalajul nu-mi place să ia locul acestei legături niciodată. Și atunci când tânărul acela pe care îl știți, nu? Numit Samuel, stătea acolo în templu, nici nu știa cum se va derula viața lui domnicească, dar într-o noapte Dumnezeu l-a chemat. Cum l-a chemat? Samuele, Samuele. El nici n-a știut ce se întâmplă cu el, a crezut că marele preot Eli îl cheamă, dar de fapt îl chema Dumnezeu. Tot așa merg prin Biblie și vă aduceți aminte imediat Hristos după înviere, Maria Magdalena era prăbușită acolo și îl confundă cu grădinarul. Cum să scoată grădinarul între ghilimele care este Hristos din starea asta de confuzie dacă nu vedea căutarea ei ca și Zacheu, vedea dorința ei. Dacă nu, spunându-i Marie. Și când i-a spus Marie, Maria a cedat, i-a cuprins picioarele. Avem nevoie pentru a ne apropia de Dumnezeu de intimitate. Fără intimitatea asta, legătura asta extrem de personală, nu contează că-ți mulțim de oameni. Intimitatea asta nu se manifestă doar în cămăruță. Intimitatea asta trebuie să se manifeste pe stradă, în mașină, în public, oriunde. Intimitatea asta, mulți au spus, mă duc la biserică să-L găsesc pe Dumnezeu. Dumnezeu nu este în clădiri, Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Intimitatea asta cu Dumnezeu trebuie să o găsești în orice zi, în orice punct din zi. Nu știu la ce oră s-a întâlnit Zacheu cu Iisus Hristos, era gata să iasă din Erihon. S-a întâlnit pe stradă, în praful drumului, nu era o evanghelizare. De aceea Dumnezeu nu alege momentele speciale care le credem noi, Sfânta cutare zi, Sfântul praznic. Dumnezeu nu este legat nici de zile, nu este legat nici de sărbători, nu este legat nici de locuri, nici de evenimente creonate sau construite de noi. Hristos este legat de o inimă care îl caută cu adevărat și atunci El este acolo într-o intimitate să vorbească cu persoana aia. Când Iisus Hristos a spus Zacheu, toată lumea lui s-a deschis. Toată lumea lui s-a luminat deodată. Pentru că atunci când Dumnezeu spune numele, când Hristos spune numele, de fapt atinge cea mai sensibilă coardă a existenței tale. Știți de ce a coborât Zacheu printre crengi? Pentru că Hristos i-a atins cea mai sensibilă coardă a ființei tale. Avem momente în viețile noastre și îmi place să fiu un predicator practic și de multe ori și în relația noastră de familie, de soț-soție, sunt momente când reușim performanța să atingem coarda sensibilă a partenerului nostru de viață, ori spunându-i un lucru așa care îl anticipă și care și-l dorea să audă, zice, exact la asta mă gândeam. Sunt niște momente așa care nu le explici. Zici, bă, ceva miraculos se produce acum. Astea sunt rare la noi. Dumnezeu aduce permanență și în permanență asemenea momente în viețile noastre. De aceea e frumos creștinismul, de aceea e frumoasă pocăința, că te duce în momentul ăsta intim. De multe ori mulți oameni îl refuză pe Dumnezeu pentru că tot timpul am impresia că Dumnezeu este foarte departe. Mulți oameni nu intră în legătura personală cu Dumnezeu și au lăsat un preot sau o tradiție sau mai multe situații în care spune, bă, să mergeți voi înaintea lui Dumnezeu pentru că eu sunt nevrednic. A niciodată intimitatea asta nu se produce în vrednicie.
Nu stați 3 zile în rugăciune ca să cumva să-L detenați pe Dumnezeu să vă caute. Noi nu putem niciodată să fim suficient de vrednici, credeți-mă, ca să atragem acest moment glorios în care Domnul să ne vorbească. El vorbește inimii sincere, El vorbește inimii care crede, El vorbește inimii care caută, care își dă la o parte toată mândria, toate orgolile, tot ce am spus în prima parte din predică, care pur și simplu este gata să plătească orice preț, aproape copilăresc, cățărându-se într-un copac, ca să poată să-și împlinească un moment de curiozitate, care de fapt în spatele lui era un gol imens pe care Hristos l-a văzut și pe care el, Zacheu, vrea să-l umple. Și atunci când i-a spus pe nume, de fapt el a fost primul moment în care a cedat și a fost o bucurie imensă. Un al treilea răspuns pe care vreau să vi-l dau neapărat, prin care eu cred din toată inima că Zacheu a dorit să coboare, a fost modul în care Iisus Hristos îi spune că vrea să acționeze. Am mai vorbit săptămâna asta despre ideea asta și îmi place enorm de mult și vreau neapărat să o dezvolt. Hristos i-a spus că se grăbește el să intre în casa lui Zacheu. Deci el, Hristos, se grăbește să intre în casa lui Zacheu. De ce? Pentru că se grăbește să-l fericească. De ce să-l fericească? Pentru că vorbim de apartenență. Atât de mult ne iubește Hristos pentru că îi aparține. Noi suntem corana creațiunii sale. Și să știi că Dumnezeu de foarte mult timp îți dorește să intre în viața ta, în casa ta, în familia ta, să te fericească, să te binecuvânteze. Deci El se grăbește. Și când am văzut graba lui Iisus de a intra în casa lui Zacheu, mi-am dat seama cât de mare este harul lui Dumnezeu și cât de neînțelept sunt eu și cu tine și cu noi toți, care noi tot timpul amânăm. El se grăbește să ne vindece inimile, să ne ierte păcatele, să aducă pace, perspectivă și binecuvântare în viața noastră și în casa noastră. El se grăbește. El nu vrea să ne mai vadă o zi, două, săptămână, un an departe de El nefericiți. El nu mai vrea să te vadă acolo legat de vicii. El vrea să te dezlege. Și închipuieți că noi nu vrem. Este exact imaginea cu omul ăla care plângea, că era legat de lanțuri și spunea: vreau să fiu liber, vreau să fiu liber. Și Domnul spune: lasă-te de ele. Și noi cu ambele mâini ne țin. Deci Hristos îi spune: vreau să mă grăbesc să intru în casa ta. Și Zacheu a înțeles atât de corect mesajul încât a zburat, că a înțeles că e momentul lui în care Hristos se grăbește să intre în casa lui. Și nu mai am poate cu moment de genul ăsta vreodată. Și a fost momentul în care a înțeles că toată lumea lui Dumnezeu funcționează astăzi. Că lumea lui Dumnezeu nu funcționează mâine. Că Dumnezeu nu are două zile. El are o singură zi care ne-a dat-o astăzi. Și noi trebuie să reacționăm astăzi. Această mentalitate victorioasă a lui Zacheu m-a bucurat inima mea atât de tare și vreau să vă întreb pe dumneavoastră care m-a ascultat: când ați vrea să vă binecuvânteze Dumnezeu? Când ați vrea să vă aducă liniște în viață? Când ați vrea să vă dea mântuirea și iertarea și viața veșnică? Mâine? Vă aduc aminte un episod care mulți din cei care citiți Biblia îl știți. Când Moise a mers la Faraon, după plaga care urma să vină, care a venit deja de fapt peste ei, numită broaștele, care au intrat în țară, în orașe, în palatul lui, în curtea lui, în camera lui, în patul lui, și pe el s-a urcat. Și întreabă Moise: pot să mă rog lui Dumnezeu să plece broaștele? Dar aș vrea să te întreb pe tine: când ai vrea să mă rog să plece broaștele? Dumnezeu este gata să răspundă la rugăciunea mea și când m-a rugat, toate broaștele se retrag. Sunt în patul tău, în casa ta, pe tine, ceva extrem de grețos și imposibil de suportat și tu ai soluția. Când vrei să scapi? Și imaginează-ți că este imposibil aproape să crezi că poți să dai răspunsul ăsta. Nu e așa? Nu poți să înțelegi pe Faraon. Zice: mâine. Mai stau noaptea asta cu broaștele, mai dorm cu ele, de fapt nu dorm, mai le suport, mai umblu prin casă, mai dau după ele. E îngroaznic ce se întâmplă în toată țara Egiptului, dar mai lăsăm 24 de ore, mai lăsăm 48 de ore, mai stăm așa. Dumnezeu se grăbește să ne libereze de broaștele din viața noastră, de vicile din viața noastră, de păcatele din viața noastră, care ne-au produs atât de multe dureri, atât de multe lucruri groaznice. Și noi, în loc să sărim repede: Doamne, astăzi vino, astăzi te primesc, astăzi
astăzi te rog, intră și rezolvă problemele noastre și mai ales că Dumnezeu își propune astăzi să rezolve problema, zice, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima, astăzi vreau să rezolv tot și vreau să te scape de orice formă de incertitudine care înseamnă mâine și tu spui, mai rămân în copac, Doamne, mai treci mâine pe aici? Asta mă, când ai intrat zilele în sac, mai este o săptămână, mai este o predică, mai o să vorbească fratele Gabi, mai o să vorbească predicatorul, mai este... Nu vreau seara asta, nu vreau să-mi rezolve Domnul seara asta, nu vreau să aducă liniștea în seara asta. Eu mai rămân în copacul meu. Mi-am îndeplinit o curiozitate. De fapt, eu n-am venit acum aici să merg atât de departe. Eu n-am venit aici să se întâmple tot ce se întâmplă. Adică oameni cărora Iisus Hristos a pus ochii pe ei. Au simțit legătura cu cerul. Oamenilor care Iisus le-a spus taina din inimă de atâtea ori și le-a spus vreau să încep o legătură cu tine. Oameni care Iisus le-a spus astăzi vreau să intru în problema ta și să o rezolv și să vă imaginați că oamenii au rămas tot acolo în copac după care au plecat acasă ca să își promită lor, de fapt ne mințim singuri, ca să promită cerului, de fapt iar mințim și cerul, că o să ne întoarcem, că o să ne pocăim, să fim asta. Doamne, câte asemenea răspunsuri am în mintea mea. Când vreți să veni la Hristos? O să vin, o să mă întorc. La anul viitor, o să fie bine, o să fie grozav. Dragii mei, Dumnezeu ne-a dat o singură zi astăzi. Și cel mai grozav lucru este ce spune Hristos în textul ăsta. Astăzi vreau să intru. Astăzi nu există veste mai mare. Nu v-ați săturat de oameni care le-ați bătut la ușă pentru o problemă și le-a spus lasă cererea aici că și ai săptămâna viitoare? Ce a însemnat o săptămână? Incertitudine, o săptămână de întrebări, o săptămână de frământare. Oare semnează, oare nu semnează, oare se rezolvă, oare nu se rezolvă. Nu mereu și mereu avem promisiuni că se va rezolva, că va fi bine, nu că tot primim bătăi pe umere și încurajări și ne spune o să fie cumva până la urmă. Toate astea ne-au aruncat într-o stare de incertitudine, de îndoială, de frământări. Toată această mentalitate, toate aceste răspunsuri ne-au furat liniștea și pacea din viețile noastre și dintr-o dată intrăm într-o lume a lui Dumnezeu în care Dumnezeu spune eu nu-ți dau liniștea peste un an, eu nu-ți dau pacea nu știu când a fi sfârșitul lumii. Eu ceea ce rezolv, rezolv azi. Eu ceea ce fac, fac azi. Eu dacă vreau să-ți dau mântuirea, nu ți-o dau în ziua de apoi. Nu Dumnezeu știe ce va fi, nu te arunc într-o mare a întrebărilor și a incertitudinilor, ci o rezolv problemele azi. Și când Zacheu a zis, astăzi se întâmplă tot ceea ce eu îmi doresc, când Zacheu a zis, astăzi se umple inima mea, astăzi se întâmplă minunea în casa mea, a zis, eu nu mai amân o secundă. Zacheu a coborât și Hristos l-a luat de braț, a mers cu el la casă și a intrat în casa lui. Uite, toate aceste trei răspunsuri, conexiunea cu eternitatea, intimitatea provocată de Hristos care dezvăluie taina numelui său, fără să-i se spună. Faptul că el se grăbește, Hristos să intre și să-i rezolve probleme, toate aceste trei puncte l-a determinat pe Zacheu să zboare din copac, să coboare jos și să-l primească pe Iisus Hristos cu bucurie. Și după ce l-a primit cu bucurie, n-a știut ce se întâmplă, pentru că niciodată tu nu știi ce poate să facă Hristos în viața ta și ceea ce El face în viața ta este cel mai important lucru. Pentru asta, atunci când îl primești pe Hristos în viața ta, tu nu trebuie tu să pui condiții cum să intre și ce să spună în casa ta, ci trebuie să te predai fără rezerve, fără nicio pretenție și Hristos va face ceea ce este cel mai important pentru tine. Numai așa putem intra în pacea și în liniștea Lui când ne predăm terenul ființei noastre și a casei noastre fără rezerve, fără condiții și fără pretenții. Crezând din toată inima că tot ceea ce va așeza Iisus Hristos ca prioritate în casa noastră și în viața noastră va fi lucru de care noi avem nevoie. Așa că Hristos se ridică în casa Lui și spune astăzi intră mântuirea în casa aceasta. Astăzi îl declar pe acest om, un fiu al lui Avram, care de fapt este părintele credinței. Aș vrea să vă binecuvântez în numele Domnului și să spun din toată inima mea, acea cântare de Iisus am nevoie mare trebuie să se concretizeze în viețile noastre prin faptul că Hristos trebuie să fie pe tron în viața mea,
trebuie să fie pe tron în casa mea, iar prioritățile mele, valorile lui trebuie să devină valorile mele, iar eu trebuie să fiu capabil, printr-un act de pocăință, să pot să renunț la tot ceea ce este material, omenesc, uman, legat de pământ și să fac tot ceea ce Hristos îmi spune să fac. De aceea inima noastră trebuie să fie liberă și trebuie să fie cucerită în totalitate de prezența lui Iisus Hristos, crezând că cel care poate să ne poartă de grijă de apă, de mâncare, de haine, de locuință și de tot ce avem nevoie este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acolo trebuie să avem un moment de rugăciune, trebuie să ne plecăm capetele și personal aș vrea să mă rog pentru persoanele care acum sau mai târziu vor auzi acest mesaj. Iisus Hristos vrea să intre în casa ta. El este originea ta. El este creatorul tău. Și așa cum spune Vechiul Testament, te chem pe nume, ești al meu, căci eu sunt creatorul tău. Mi-aduc aminte foarte bine de o cântare care am vrut să o las versurile acum la sfârșit. Tu-mi cunoști numele, tu-mi cunoști viața mea, încă mă mai iubești și încă îți pasă de mine. Aceasta a fost reacția lui Zacheu la momentul când Iisus i-a spus: Zacheu, asta a fost miracolul care i-a schimbat viețile și viața. Și dacă nu ești predat cu adevărat lui Iisus Hristos, rog să-ți predai viața lui, pentru că El grăbește să te binecuvânteze. El se grăbește să-ți dea liniștea și pacea. Și acolo unde ești, spune în inima ta: Iisus, ai milă și de mine, intră în casa mea, intră în viața mea, atinge-te de soțul meu, de soția mea, de pruncii mei, de problemele mele și așează-ți numele peste toată viața mea și peste toată situația care am, grea, dificilă, ușoară, oriunde ești. Hristos să se atingă de tine. Haideți să ne plecăm cu toții la rugăciune și personal mă voi ruga. Sfinte Tată care ești în ceruri, numele scump și sfânt al Domnului Iisus Hristos, împlec inima mea și Duhul meu și mă rog înaintea Ta, pentru ca acest cuvânt pe care l-am predicat să devină viu și lucrător în multe inimi și multe vieți. Fie ca cei care au auzit acest cuvânt și au gol în sufletul său și în sufletele lor și simt o nefericire din ce în ce mai apăsătoare, au un pustiu interior, mult timp au vrut să umple golul ăsta cu tot felul de lucruri, cu tot felul de împliniri omenești și și-au dat seama că dezamăgirea a fost din ce în ce mai mare și mai adâncă și mai adâncă și s-au trezit cu mâinile goale și tot timpul un val de durere a adus un alt val de durere și un val de singurătate a adus un mai mare val din singurătate și un val de dezamăgire a adus de oameni a adus unul mai mare. De aceea Tu ești cel mai bun prieten care ai venit să vorbești sufletelor noastre tuturor. Tu cauți să mântuiești ce era pierdut. Și dacă sunt persoane care sunt pierdute aici, Te rog să Te atingi, Doamne, de inimile care sunt și care vor fi în fața acestui cuvânt, Doamne. Iartă, mântuiește, eliberează, dă viață, dă liniște, dă pace, schimbă minți, schimbă vieți, schimbă atitudini, adună relații, vindecă soți, vindecă soții, vindecă, Doamne, părtășiți zdrobite, adu liniște, adu credință, adu siguranță, binecuvântarea Ta, pacea Ta, lumina Ta și bucuria Ta să coboare peste inimile tuturor și un mare har să coboare peste viețile tuturor. Doamne, toate le-am cerut în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt Te rog să binecuvântezi viața mea și a tuturor care vor asculta. Amin. Fie numele Tău binecuvântat în veci. Domnul să vă binecuvânteze, vă doresc o seară și așteptăm ca harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie și să rămână peste viețile noastre. Amin.